Bun găsit, doamnelor, domnilor, începe 100% și vreau să vorbesc în începutul emisiunii despre o știre care a trecut cumva neobservată în peisajul ăsta media românesc, pentru că peisajul media românesc se concentrează asupra campaniei electorale. Vă aduc aminte că suntem în campanie electorală pentru prezidențiale și că de curând, numai mâine, nu-i păi mâine, vom intra și în campania pentru parlamentare. Ei bine, știrea despre care vreau să fac vorbire în următoarele 10 de secunde, ca să nu vă țin mult, este una de boom. Și cumva, nu știu de unde Dumnezeu s-a aliniat planetele, căci eu, într-o emisiune, dacă nu mă înșel luni, citeam lista marilor datornici la bugetul de stat, iar CFR Marfă era în lista asta de mari datornici. Ei bine, știrea vine în felul următor, CFR Marfă va deschide procedura de faliment. Wow, zic eu! După ce a luat sub formă de ajutor de stat și sub toate formele a luat bani de la Guvernul României, după ce această companie, doamnelor și domnilor, vâjie cu trenurile ba stânga, ba dreapta, acum intră în faliment sau după ce nu plătește datoriile la stat și intră bine mersi în faliment, am și eu o întrebare. Cum Dumnezeu trenurile private care cară marfă, ce să vezi, au profit chiar. Firmele care cară marfă tot pe infrastructura asta. Dar CFR Marfă nu mai are profit. Păi să înțeleg eu că nu mai apelează oamenii la transportul feroviar, care este un transport destul de accesibil la nivelul de rulaj de marfă? Sau cum? Sau nu cumva cineva s-a gândit în felul următor, da? Am subt cât am subt de acolo, facem loc și la alți băieți ca să fie bine, ca să nu fie rău. Iar dacă ne întreabă cineva, suntem în faliment. Asta este, nu este falimentul companiei CFR Marfă, care este în subordinea Ministerului Transporturilor. Este falimentul statului român. Vă înțelegeți ce vă spun eu? Compania statului român la faliment. Cum sunt și multe alte companii datoare la bugetul de stat, care se hrănesc doar din subvențiile pe care le aruncă guvernul. Și cum le aruncă? Pentru că, da, noi avem angajați și creăm o problemă socială. Păi da, țuțării ăștia pe care i-a spus voi, mari șefi, cu salarii babane și bine ancorați în banul public al societăților. Știți despre ce? Păi pe ăștia nu-i trage nimeni la răspundere? Păi ăștia n-ar trebui să muncească? Nu știu. Să spargă pietre cu barosul în cariera de piatră și să câștige exact cât să nu moară de foame pentru toate prejudiciile astea? A? Păi, deci toate companiile astea merg prost, mă, frate. Una nu știu ce cursă de avion profitabilă o dă la alții. N-am înțeles niciodată de ce. Ăștia de la CFR Marfă vor faliment. Cum, mă, nu mai sunt lucruri de transportat în România? A? Păi ia gândiți-vă numai la trenurile alea care merg până în portul Constanța și care, ce fac ele? Cară pământul acela plin de tot felul de substanțe importante și scumpe din Ardeal, da? Către China. China care face componente. Da? Alea ce-s, mă? Grânele care merg de aici de acolo, inclusiv alea de la Ucraina, că iau ecartamentul mai lat. Nu pot să-mi explic, nu pot. Dar, repet, este anunțul falimentului statului român, ca mărgelele pe ață, toate companiile astea, că au și ei niște chestii acolo, ori vor fi preluate afacerile de cineva care, ce să vezi, e manageristesc și face bani în România, ori dacă nu, în unele cazuri, pun mâna băieții de la imobiliare pe cei acolo, taie la fier ca să facă un ban grămadă și sănătate și un praz verde. Da? Și voi vă mai mirați că de ce nu suntem în stare noi în țara asta să facem afaceri? Care, mă, companie de stat funcționează la capacitate maximă? Știe cineva? Mâna sus. Nu ridicați deodată, că o să gradă lumea că prindeți rețele. Nu v-am prezentat, nu existați. Aveți un pic de răbdare. Bun. Avem o emisiune complicată în sensul că ne dau marfă ăștia. Dacă ne dau marfă, noi nu avem cum să nu comentăm. O să vă lămuresc eu și cum e cu boții ăia și cu Joana și să vă spun care e marea țeapă în toată povestea asta.
O să vorbim, pentru că sunt niște deranjuri foarte mari din punct de vedere economic, lucruri care ar vrea cineva să le pună sub preș, dar ele ies la iveală, pentru că oamenii au niște lucruri absolut normale, se întâlnesc cu banii. Dacă dați și telefoanele pe silent, sunt bine. Începe 100%. Uite, acum există Dorina Barcari, candidat AUR la parlamentare. Bun găsit, doamna Barcari. Bine v-am găsit. Mihai Zlat, vicepreședinte SNPPC, Sindicatul Polițiștilor. Rodrigo Maxim, de asemenea, vicepreședinte Confederația Sindicală Națională Meridian. Bun găsit, domnule Maxim. Hai. Daniel Zamfir, candidat PSD la Senat, actual parlamentar. Bun găsit, domnule Zamfir, vă salut. Bună ziua. Gheorghe Alomițeanu, PMP, Alianța Forțelor de Dreapta. Bun găsit, domnule Alomițeanu, de la Brașov. Vă salut pe această cale. Brașov. Daniel Breaz, candidat PNL la alegerile parlamentare, de asemenea cu noi. Bun găsit. Bună ziua. Bun, doamnelor, domnilor. Apar tot felul de acuzații vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat aseară, o dezvăluire destul de importantă, și anume că Mircea Geoană ar fi apelat la niște ferme de buți. O să vă spun întreaga poveste imediat. E bine, doamnelor și domnilor, în poza băga capul și Marcel Ciolacu, cel care a spus că știe el până și clădirile în care lucrurile acestea se desfășoară. E bine, doamnelor și domnilor, personajul principal este un domn numit Tal Hanan, cel care este suspectat că ar avea legătură cu campaniile din România. Acesta recunoaște că a fost la noi în țară, dar întrebat despre Geoană spune că nu divulgă informații despre clienți. Colega mea, Alexandra Alexandrescu, știe despre acuzații și ce spun unii sau alții. Bun găsit, Alexandra! Bun găsit, vorbim despre acuzații de manipulare practică a alegătorilor în favoarea unui candidat, acuzații care vin direct de la vârful executivului, de la premierul Marcel Ciolacu. Spune acesta și citesc: știam că într-o clădire există foarte multe servere, ar fi vorba despre ferme de boți pentru Mircea Geoană. Spunea de asemenea premierul că între timp a înștiințat toate autoritățile, toate instituțiile abilitate și că cere de altfel autorității electorale permanente să se sesizeze în acest caz. Președintele autorității Tony Greblă spunea că dacă există astfel de acțiuni, atunci ele sunt evident ilegale. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, de asemenea, un minister care se ocupă de alegeri, spunea că nu cunoaște ce prevede legislația în această privință și că nici nu a fost înștiințat pe această speță, în timp ce ministrul digitalizării, Bogdan Ivan, spunea că a primit într-adevăr mai multe sesizări de la persoane fizice cu privire la astfel de mijloace folosite de Mircea Geoană, motiv pentru care, în momentul de față, a cerut să se facă verificări. Am văzut și reacția acelui personaj de care este acuzat Mircea Geoană, că s-ar fi întâlnit Tal Hanan, care a spus că da, a fost la noi în țară, însă într-o vacanță, și întrebat fiind despre relația sa cu Mircea Geoană, a spus că nu discută despre clienți, nu a precizat mai mult de atât. Noi am cerut un punct de vedere și de la echipa de campanie lui Mircea Geoană, până în momentul de față nu l-am primit. Am văzut, în schimb, val de reacții și de pe scena politică de la ceilalți candidați. Elena Lasconi, spre exemplu, critică intervenția târzie a premierului Marcel Ciolacu și cere să sesizeze și toate instituțiile din subordinea premierului care sunt abilitate să facă verificări, în timp ce Ana Bircea îl caracterizează pe Mircea Geoană drept un politician de duzină care își sacrifică moralitatea pentru funcții și alianțe de moment. Mulțumesc, Alexandra. E bine, domnilor și domnilor, scandalul a pornit și o să dăm și al doilea material ca să înțeleagă cei care nu sunt conectați. De la participarea domnului Geoană la o emisiune televizată în care contracandidații pun întrebări evident înregistrate. Întrebarea a venit de la Elena Lasconi și i s-a adresat evident domnului Geoană cu o acuzație, și anume faptul că domnul Geoană folosește în campania electorală așa numiții boți. O să vă explic imediat despre ce e vorba. Haideți să vedem materialul. De ce v-ați întâlnit recent cu Tal Hanan, recunoscut și sub numele de Jorge? Pentru cei care nu știu cine este Tal Hanan, este un individ care coordonează o echipă foarte mare de hackeri, ferme de troli, de dezinformare. Un individ care a manipulat alegerile din peste 30 de țări din lume. Da, bun. Hai să o lămurim un pic ca să se înțeleagă foarte tare. Doamna Lasconi nu are proprietatea
termenilor, din fața nevăzută a ceea ce înseamnă rețelă de socializare internet. Deci trolii, ca să înțelegeți, sunt niște persoane, nu e nimic ilegal aici, niște persoane angajate cu identitate pentru a disemina, a da like-uri, a distribui anumite postări. Hackerii sunt aia care sparg site-uri și multe alte chestii, pagini personale, etc. Boții despre care vorbim sunt niște profile false create după algoritmul rețelelor de socializare și care boți pot fi administrați ori prin inteligență artificială, ori prin comandă de la servere centrale. Acum, boții fac parte dintr-o armată a unui război nevăzut. Armată care se luptă odată cu cei care dețin rețelele de socializare, pentru că ei caută prin mijloace specifice și îi distrug. Dar știți cum e? Printre victime mai scapă 1, 2, 3, 9, 1 milion și așa mai departe. Acești boți se disimulează ca profile pe care cineva le crede reale și încep să laude, să critique, să arunce cu noroi și așa mai departe. Lucrurile astea se întâmplă de ceva timp, decât internetul ca modalitate de comunicare a luat amploare undeva în toată această încrengătură din internet. Lucrurile, unele dintre ele, stau cumva la limita legii, on the edge, cum spune americanul. În ceea ce privește însă folosirea acestora în campania electorală, hai să nu fim mai catolici decât papa și să spunem că fac parte dintr-un arsenal, toate astea fac parte dintr-un arsenal de campanie. Problema este alta. Și aici o să vă spun eu care este problema. De obicei, candidații habar n-au de unde vin sau dacă au habar, se fac ca un înțeles și pot fi păcăliți foarte ușor de către cei care le vând această activitate pe bani mulți. Am văzut o postare astăzi extrem de interesantă cu privire la o sumă de bani, pentru că boții ăștia ar putea fi ăia care dau like-uri uneia sau altuia să fie de prin Vietnam, de prin Sri Lanka, de prin unde vreți dumneavoastră, Thailanda, Indonezia și așa mai departe. Adică praf mult și bani mulți în același timp. De ce a ieșit tot acest scandal? Este faptul că domnul Gioană, din nefericire, ieri a mințit flagrant spunând, întrebat fiind dacă s-a întâlnit cu domnul Tal Hanan, este unul care a inventat cumva războiul ăsta, și domnul John a mințit, a spus că nu. Și după aceea au apărut fotografiile cu domnia sa. O să comentăm imediat după ce o să vă spunem și cine este acest personaj codificat Jorge în discuție. Tal Hanan este cel care este acuzat că ar sta în spatele campaniei online a domnului John. În 2023, jurnaliștii de la The Guardian au dezvăluit că alegerile din peste 30 de state au fost deturnate cu ajutorul rețelei conduse de Tal Hanan, printr-o operațiune amplă de dezinformare pe rețelele de socializare. Individul lucrează sub pseudonimul Jorge, folosit și de gruparea pe care o conduce. And I don't have a name. When, and then, you saw what it said on the door, right? No. It says nothing. It says nothing. My name is nothing. That's who we are. We are nothing.
Echipa Jorge s-a specializat în furturi de date și dezinformare. În schimbul unor sume colosale de bani, Hanan și oamenii săi se angajează să manipuleze alegătorii în favoarea candidatului sau a formațiunii politice care îi plătește. Aceștia au automatizat un proces prin care creează conturi false pe internet, dar reușesc și să spargă adrese de e-mail, totul, promit ei, fără urme. Open source, cyber, special operation, intelligence. 33 presidential level campaigns we have completed, 27 of which were successful. We have thousands of profiles. Each and every one of them multi-layer. It means they have Facebook and Instagram and Twitter and YouTube channel and Telegram and whatever you want. Prin intermediul acestor tehnici, rețeaua răspândește pe rețelele de socializare diferite mesaje de propagandă, care îi fac pe oameni să își schimbe radical opiniile. Clienții echipei Jorge nu sunt doar politicieni, ci și companii. Tal Hanan le-a explicat reporterilor aflați sub acoperire că poate controla numai puțin de 30.000 de profiluri false și că rețeaua sa a reușit să planteze materiale chiar și în surse legitime de știri. Individul a spus că cere între 6 și 15 milioane de dolari pentru intervenția în alegeri. O scurgere de date arată că în 2015 echipa Jorge ar fi lucrat alături de compania Cambridge Analytica la deturnarea cursei prezidențiale din Nigeria. De altfel, pe manipulările puse la cale de Cambridge Analytica dădea vina și Victor Ponta atunci când a pierdut alegerile în fața lui Klaus Iohannis. Impactul pe online al chestii aia cu diaspora, dom'le, nu lasă diaspora, Ponta nu lasă să voteze diaspora, să vă dați seama că vreau să-l las, dar n-am fost pregătit. Știu și cine, știu Cambridge Analytica care a lucrat și care m-a zdrobit cu chestia asta, că acolo am pierdut. Tal Hanan este fost agent al forțelor de securitate israeliene și are în jur de 50 de ani. Partener de afaceri îi este fratele său, Zohar. Ambii au declarat că au lucrat mereu în conformitate cu legea. Daniel Zamfir, nu știu câte lege, nelege și așa mai departe. Dar pe mine m-a frapat faptul că domnul Joana aseară cumva s-a împiedicat în povestea Vântul, da? Dom'le, v-ați întâlnit, îl știți? Nu, îl știu, nu m-am întâlnit niciodată cu el, da? Și-au apărut fotografiile și după aceea apar aceste dezvăluiri, iar domnul Ciolacu a sărit și domnia sa, spunând că știe și casele de unde se fac tot felul de trăznăi. Da, domnul Bogdan, mă bucur că ați explicat diferența între hacker și troll, pentru că doamna Lasconi, mă rog, ne-a obișnuit așa cu superficie, dar nu prea înțelege mare lucru în general ce se întâmplă și ce se întâmplă. Într-adevăr, chestiunea cu hackerul ăsta israelian e una extrem de dubioasă. Ea, așa cum spuneți dumneavoastră, Joana repetă aceeași gafă care i-a dus la înfrângerea de 2009, ceea ce arată că omul chiar e incapabil să învețe din greșelile astea. Așa, în 2009 a încercat să ascundă întâlnirea cu Vântul. Uite și acum minte că s-a văzut pe fața lui și nu numai pe fața lui, că s-a întâlnit cu hackerul ăsta care categoric folosește niște metode ilegale de campanie. Acum, în declarația în care nega Joana că îl cunoaște pe hackerul ăsta, pe Tal Hanan, el, de fapt, oferea detalii care arătau că îl cunoaște bine. Că e de origine israeliană, că a lucrat cu guvernul israelian. Joana n-ar fi avut niciun motiv să menționeze că s-a întâlnit cu consilierii premierului Benjamin Netanyahu, că a spus și asta. Adică e limpede și din fotografii și din tot ceea ce, iată, Joana dezvăluie, că această întâlnire a avut loc. Că acest hacker lucrează pentru Joana, ceea ce cred că, într-adevăr, merită investigat. Adică lucrurile nu pot rămâne așa. Știm ce se poate face și știm ce poate face acest hacker. A arătat ce poate să facă. Ama, dacă noi, în țara asta, știm ce ni se pregătește și stăm cu mâinile strâng și așteptăm ca alegerile să fie manipulate prin metode ilegale, cred că suntem pe un drum greșit. Așa că chiar trebuie să existe o investigație în sensul ăsta, iar domnul Joană, prins cu mâța în sac și de data aceasta, repet, arată că n-a învățat absolut nimic din greșelile pe care le-a făcut în 2009
întâlnirea cu Vântul și, repet, l-a trădat și expresia feței și detaliile pe care le-a dat ulterior și, în ultimul rând, fotografiile care arată evident că acel personaj a fost în sediul domnului Joan. Da, acum domnul Breaz, domnul Ialomițeanu, doamnă, domnilor, nu era mai simplu, doamnă, m-am întâlnit, mi-a propus niște servicii, le-am refuzat și sănătate. Adică de ce sari cu nouul ăsta până la urmă, știind foarte bine și trebuie să recunoaște și dumneavoastră că toată lumea cam folosește lucruri care țin de internet. Domnul Breaz. Da, acest lucru face parte din fișa postului domnului Joană, adică să nu fie sincer. Chiar am urmărit dezbaterea de aseară, iar după o carieră de mai bine de 25 de ani în învățământul superior, când mi-au trecut peste câteva zeci de mii de studenți, îmi dau seama rapid în momentul în care cineva îi se pune o întrebare, când este stânjenit să dea un răspuns sau când încearcă să ocolească răspunsul. Am văzut cel puțin de 4-5 ore aseară în emisiune anumite întrebări care i s-au formulat domnului Joană și s-a văzut vizibil stânjenit, se muta la un moment dat camera și în sala asupra familiei, vedeam aceleași grimase pe față, deci era clar că acolo se știe ceva și răspunsul trebuia prelucrat astfel încât să dea bine la public. Este aceeași greșeală, cum spune și domnul Zamfir, ca și în 2009, încercând să ascundă niște lucruri. Nu mai putem, ești candidat la președinție. Trebuie să fii sincer. Trebuie să fii sincer față de tine, în primul rând, față de oameni. Dacă știi că ești vulnerabil, trebuie să ai decența, să te retragi, să îți vezi de viața ta, să te ocupi cu alte lucruri. Cred că s-ar putea ocupa cu multe alte chestiuni. Mie, sincer, vă spun, pe mine m-a dezamăgit aseară domnul Joană cu câteva răspunsuri pe care a încercat să le dea la anumite întrebări, încercând să ocolească esența și realitatea, adică răspunsul real și sincer, sigur, pe care trebuia să-l dea. Acest lucru nu trebuie să-l caracterizeze pe un președinte. Să spui că nu te-ai întâlnit cu Tal Hanan și să vadă în poză, să spui alte lucruri, dar se vedea practic stânjenit când s-au formulat anumite întrebări clar țintite, trebuiau niște răspunsuri simple, clare, răspunsuri pe care a încercat cu nonșalanță să le ocolească, se vedea din mimica feței că acolo ceva nu este în regulă. Nu e nimic ilegal, imediat, Rodrigo Maxim, nu e nimic ilegal aici, pentru că nu poți să dovedești toată ancheta asta, că n-ai inventat-o și n-ai găsit cireașa de pe frișcă, păi, doamna Lasconi. Am înțeles că premierul Ciolacu spunea foarte clar, știe casele, știe unde sunt, să facă o sesizare, să vedem o sesizare în scris. Să mă iertați, nu există nicio casă, terminați cu prostiile astea. Așa, să fac de la distanță. Să fac de la distanță, fermele astea de buț sunt de la distanță, nu există case, eu nu știu cine i-a pus, că trolii, iar încă, amestecăm toate noțiunile astea asta în cap și nu știu ce, da? Acum, domnul Ciolacu, ce a putut să facă? Îi convine chestia asta și a turnat gaz pe foc. Nu, altceva vreau să vă spun, că să nu credeți cumva că doamna Lasconi a inventat prin metode specifice investigația jurnalistică cu privire la domnul Joană. Nu. A fost o anchetă care a apărut în celebrul The Guardian, doamnelor și domnilor. Cine are curiozitatea să caute pe internet, veți vedea despre ce este vorba. Ancheta asta, inclusiv cu poza lui Orhe, nume de cod așa, ancheta asta a plecat de la înregistrările pe care le-au făcut niște jurnaliști, fără să-și dea seama acest domn Tal Hanan, și care au fost publicate, da? Iar omul acesta a spus că da, s-a implicat în vreo 30 de campanii diferite, mă rog, e o întreagă poveste. De unde a apărut însă poza cu întâlnirea de la București? Asta este o altă problemă. Dar eu am mai spus de-a lungul timpului că există niște scheleți în dulap care ies la iveală ușor, ușor în campania electorală. Rodrigo Maxim și apoi domnul Ialomițeanu. Și o să vă mai arăt ceva absolut înfiorător din punctul Vreau să atrag atenția că îngrijorările candidaților la președinție referitor la manipulări și dezinformări au apărut datorită faptului că au șanse să intre mai mulți candidați în turul 2. Și pe urmă, și cine rămâne în turul 2, aceste dezinformări și manipulări pot să influențeze foarte mult părerea românilor. Nu. Ce au făcut prost, dați-mi voi să vă spun, că chiar nu înțelegeți. Deci toată armata asta pe care vreți dumneavoastră să sunteți de acord să o denumim așa,
Ea nu are darul de a-l împinge pe ăla care plătește, ci are darul și misiunea de a-i denigra pe contracandidați, de a sări la gâtul lor și a spune frute și nevrute despre ei. Despre asta este vorba. Aici este războiul. Cine zice? Nu prea aud, Daniel Zanfir. Poate facem, refacem legătura, colegii. Așa, nu știu cine zice. Dumneavoastră vorbeați ceva mai devreme. Nu. Bine, atunci domnul Ialomițeanu are cuvântul. Domnul Ialomițeanu, s-a schimbat și campania electorală. Nu mai e ca înainte cu pixelul albastru. Acum e cu buți, cu troli, cu hackeri. Domnul Botin, perfecționează, sunt oameni care oferă servicii, vedem dacă sunt legale sau nu. Sigur că domnul Joană, cu șanse să intre în turul 2, este atacat. Ce n-a învățat? N-a învățat că cel mai bun lucru este să spună adevărul și cred că depășea foarte ușor momentele respective. De asta este. Că alți candidați știu să mintă mai frumos, să ai altceva. Și spunea domnul Breazu, că domnul profesor Breazu, că vrea candidații serioși, sinceri. Păi și cei doi lideri, domnul Ciucă și domnul Ciolacu, ne spun că s-a aprobat programul de negociere privind ieșirea din procedura de deficit excesiv cu Comisia Europeană. Nu s-a aprobat nimic, totul e blocat. Deci astea nu sunt minciuni. Toate sunt manipulări, sigur că se încearcă. Domnul Joană încearcă, face ceea ce știe, câteodată iese prost. Asta e situația. Dacă într-adevăr este ilegal, cum spunea domnul Zanfir, domnul Ciolacu are instituțiile statului, are Ministerul de Interne, are Ministerul Justiției, sunt instrumente și poate să acționeze. Hai, fii serios, prinde orbul, scoate ochii. Prinde orbul, scoate ochii. Fiți atenți. Un social-democrat de seamă, domnul Zanfir, m-auziți? Nu m-auziți. Domnul Remus Pricope, rectorul de la SNSPA, plusează pe lângă domnul Ciolacu și spune că știe el că ăștia buții au fost plătiți cu 1 milion de euro luați din diverse locuri de și așa mai departe. Bun, ca să cumva să concluzionăm, jocul ăsta de a campania electorală pentru domnul Joană, pe lângă povestea asta cu buții și cu, mă rog, războiul ăsta undercover, a mai avut un accent pe care eu nu pot să-l înțeleg. Ți-ai școlit fata pe la facultăți de-astea de afară pe bani mulți. Vorbesc de Ana Joană. Ai adus-o cu avionul în România la o astfel de emisiune ca să te susțină. Și n-ai avut tu, mă rog, poate tu ca și candidat n-ai avut timp. Băi, dar consilierii ai tăi, și vorbesc cu dumneata, domnule Joană, n-au putut să o întrebe pe Ana Joană, domnule, ce ai de gând să zici? Pentru că fata domnului Joană n-a putut să îngaime decât să copieze până la urmă un discurs al nepoatei lui Donald Trump. Da? Un discurs pe care nepoata lui Donald Trump l-a ținut la o convenție națională a Partidului Republican. Păi, dar știți cum l-a luat? Cuvânt cu cuvânt. Mai avea un pic și spunea și Donald. Priviți. Dezvăluirile au fost făcute de jurnalistul Patrick Andre de Hillerin, care a menționat că este un moment jenant, rușinos și plin de penibil. Jurnalistul a publicat pe Facebook fragmente aproape identice cu cele susținute de nepoata lui Trump în urmă cu 4 luni. Hi everyone! My name is Kai Mazin Trump. I am the granddaughter of Donald Trump. I'm speaking today to share the side of my grandpa that people don't often see. To me, he's just a normal grandpa. He gives us candy and soda when our parents aren't looking. Eu aș vrea să vă vorbesc despre o parte din tata pe care voi nu o vedeți. Pentru mine, tata este un tată, nu un politician, și nici omul care a obținut cea mai mare funcție de vreun român vreodată în istoria țării noastre. He's always surprised that I don't let him get to me. But I have to remind him, I'm a Trump too. Când eram mică, tata mereu mă controla la teme și când părea relativ surprins că mă descurcam chiar bine,
trebuia să-i amintesc că totuși sunt fiica lui Mircea Joana. Even when he's going through all these court cases, he always asks me how I'm doing. He always encourages me to push myself to be the most successful person I can be. Obviously, he sets the bar pretty high, but who knows, maybe one day I'll catch him. În ultimii ani, în timpul mandatului său la NATO, când s-a suprapus chiar cu un moment cam tulbure din istorie, tata nu uita niciodată să mă sune zilnic și să mă întrebe: dar tu ce faci? Cum ești? Tata este omul care mă susține zilnic, mă încurajează să-mi urmez visurile, oricât de departe m-ar duce ele de el, și mă împinge să devin cea mai bună versiune care pot fi. Grandpa, you are such an inspiration. And I love you. Tata, ești o inspirație și te iubesc. În timpul discursului, Mihaela Joana a izbucnit în lacrimi, fiind emoționată de cele spuse de fiica sa. Până la acel moment, familia Joana nu a reacționat cu privire la dezvăluirile făcute de jurnalistul român. Bun, ca să mă fac lămurit, ceva mai devreme Ana Joana spunea că tatăl său a deținut cea mai înaltă funcție pe care un român a deținut-o de-a lungul istoriei. Ei, dragă Ana, nu știu unde ai făcut o istoria, dar ți-aduc aminte că Nicolae Titulescu în 1920 a fost delegatul României la Națiunile Unite, iar în 1930 a fost ales președinte al Națiunilor Unite și contrar tuturor uzanțelor. Și în anul următor, în 1931, Nicolae Titulescu a fost reales președinte al Națiunilor Unite, lucru care nu s-a mai întâmplat în istoria acestei organizații de-a lungul timpului. Asta a fost cea mai înaltă funcție pe care a deținut-o un român la nivel internațional. Iar în legătură cu fermele de buți, cu hackerii, cu trolii și cu Baba Novac, în visul de digitalizării, evident că anunță că a declanșat o anchetă pentru verificare. În urma acelor sesizări, colegii mei au transmis mai departe către platforme să stabilească dacă, din punct de vedere tehnic, există astfel de conturi false care să promoveze un anumit candidat sau altul. În clipa în care ai un cont care nu este real, în clipa în care nu respecti acele standarde, pentru că dacă... Noi tot în această discuție am pornit-o în primăvară, când aveam foarte multe scamuri în segmentul online, în care apăreau foarte multe reclame frauduloase. În clipa respectivă am creat împreună, le-am cerut celor de la Meta și TikTok să creeze niște filtre mult mai puternice pentru acele pagini false. Referitor la segmentul strict electoral, pot să vă spun că în momentul de față, în clipa în care este considerat un comportament care abuziv, care nu respectă standardele comunității, are platformelor, legislația europeană, în secunda 2 se iau măsuri tehnice pentru ca acele instrumente nelegale să fie eliminate. Colegii mei m-au informat că este vorba despre solicitări referitoare la candidatul Mircea Joana. Bogdan Ivan, ministrul digitalizării, domnule ministru, cu tot respectul, da? Deci toate fermele astea despre care se face vorbire nu-ți laudă candidatul. Nu. Tăvălesc pe jos cu contracandidații. Asta este una. Doi, rețelele de socializare au proprii detectivi online, da? Iar alea rețelele de socializare n-au nicio treabă cu cerințele unui minister. Da, vă rog, dacă e interesantă povestea asta. Da, interesant discuție și interesant că apare acum. E de urmărit totuși și cum de cineva l-a fotografiat pe acest analist sau hacker, ce-o fi el, în față la instituția domnului Joana, și cum domnul prim-ministru știa despre această informație cu fermă de troll și de ce n-a diseminat-o din punct de vedere administrativ între instituția abilitate și a ales să o facă publică. Este o campanie până la urmă în care fiecare încearcă să facă tot ce poate ca să câștige aceste alegeri, nu neapărat prin calitate. Iată și un discurs plagiat al celui care vine de la NATO, cum se recomandă, și nu te aștepți la așa ceva. Oamenii așteaptă oameni de calitate, oameni naturali, nu oameni prefăcuți, nu oameni care să vină cu discursurile făcute acasă. Vrem să vedem candidații cât mai naturali în aceste dezbateri, vrem să vedem realitatea din ei și vrem să vedem că ajung pe cea mai înaltă funcție din stat, corect, fără fel și fel de mălgări sau fără fel deci, și fel știu, de ferme de prost sau altceva și din memorie naturalitatea și calitatea doare oamenilor. Mintea, dar nu mai are rost. Apropo de așteptări, doamnelor și domnilor, avem un plan fiscal care a ajuns pe masa Comisiei Europene.
europene. Știți ce zice planul la fiscal? Că începând de anul viitor, foarte, foarte rapid, și o să intrăm și în expertiza dumneavoastră, domnule Ialomițeanu, ne așteaptă tăieri de salarii, înghețări de pensii, venituri și așa mai departe. Adică va fi jale. De ce? Explicăm, iată, la 16. Am revenit, doamnelor și domnilor, aici în 100%, dar din păcate nu am vești deloc bune. Anul 2025 s-ar putea să ne aducă obligat forțat niște reduceri de cheltuieli la nivelul național, niște reduceri de cheltuieli care ar putea fi impuse chiar de Comisia Europeană. Planul fiscal pe care guvernul l-a pregătit a ajuns pe masa Comisiei Europene, iar acest plan fiscal arată sumbru pentru toată lumea. Revenim la colega mea, Alexandra Alexandrescu, care ne explică. Bun găsit din nou! Dacă ne uităm într-adevăr pe planul fiscal, vedem că se vorbește acolo despre reforma salarizării bugetare. Acolo sunt cuprinse mai multe măsuri care ar putea fi adoptate de anul viitor. Vorbim, spre exemplu, despre limitarea sporurilor pe care bugetarii le încasează în momentul de față, dar și despre limitarea cheltuielilor salariale din viitor. Mai exact, creșterile salariale s-ar putea face doar în limita plafoanelor de cheltuieli deja stabilite și în limita deficitului bugetar, se precizează acolo. Știm că la finalul acestui an este estimat să ajungem la un deficit de aproape 8% din PIB, urmând ca pe următorii 7 ani să scădem treptat acest deficit. Evident, este nevoie de măsuri care să ducă la scăderea acestui procent din PIB și printre acestea se vorbește în planul fiscal foarte mult despre reducerea cheltuielilor bugetare. Aici ne așteptăm, evident, să se îndrepte privirile și spre salarizarea din sistemul bugetar. Știm că reforma de anul viitor ar trebui să vină să reașeze grila de salarizare și, de asemenea, o altă chestiune importantă despre care se vorbește în planul fiscal este datoria publică, care este estimată să ajungă să depășească chiar și 60% în următorii ani. Cel puțin până în 2027 ar putea trece de 55%, un prag important pentru că, conform legii responsabilității fiscale, odată ce se depășește acest prag, ar fi nevoie de înghețări de salarii și pensii. Alexandra Alexandrescu, mulțumesc. Domnul Ialomițeanu, planul ăsta fiscal nu arată deloc bine, dar probabil că e cumva motivat de dezmățul ăsta bugetar în care România se află, dar vin știri contradictorii, adică vine necazul peste noi cu, mă rog, înghețări de salarii, pensii, reforme și așa mai departe, lucruri care vor duce și pe orizontală și pe verticală la scăderea puterii de cumpărare. Totuși vin și de astea optimiste și fanteziste. Ați văzut planul de guvernare al PSD-ului cu 2600 de euro brut până în 2029. Adică noi stăm așa ca nespecialiști și ne îngrozim. Trebuie să ținem domnul de bani. Domnul Botie. Vă rog. Domnul Ciolacu ne spune că de la 1 ianuarie impune regimul de utilizare a banilor în mod eficient și cu grijă, cu responsabilitate. Dar până acum cheltuielile au crescut fără justificare, mai ales și vedeți că avem 200 de secretari de stat. Dar acest plan fiscal are o șmecherie. De ce nu ne spune cu subiect și predicat ce impozite și taxe cred? Dar planul ne spune printre rânduri că se revizuiește întregul sistem fiscal, toate impozitele și se reduc cheltuielile. Iar a fost trimis pentru ca noi să credem că nu vor crește impozitele și taxele. Comisia Europeană le-a spus foarte clar, cu subiect și predicat. Spuneți-ne ce impozite și taxe veți crește și ce cheltuieli o să reduce. Și le-a recomandat, din păcate, înghețarea cheltuielilor cu salariile și cu pensiile, adică să nu mai crească. Și să nu mai crească datoria publică. Aici e minciuna care, adică s-au... adevărul spus pe jumătate. Iar ce ne-a prezentat domnul Ciolacu nu are nicio legătură cu rezultatele guvernării PSD-PNL. Adică ne spune domnul Ciolacu că vor crește veniturile, pensiile, salariile, nu vor crește impozitele și taxele, dar la guvernare vedem că au crescut cheltuielile și mai ales cheltuielile cu bunuri și servicii, au crescut impozitele și taxele, datoria publică s-a dublat, deficitul s-a dus la 8% și a fost programat 5% și la 9 luni avem 5,44% și ne spune că facem investiții. Și eu m-am uitat pe execuția bugetară privind investițiile. Noi avem pe primele 9 luni
60% din investiții, care jumătate din programare și numai jumătate sunt finanțate din impozite și taxe, adică din fonduri naționale. Dar de ce trebuie să ne împrumutăm, să facem investiții, și nu sunt investiții mari, cât timp avem 31 de miliarde euro din programarea bugetară 2021-2027 și n-am tras niciun euro. Și domnul Căciu ne spune că e cel mai performant ministru, probabil egal cu ce a făcut la Ministerul de Finanțe, adică dezastru. Domnul Botin, dacă îmi permiteți, vă rog, 30 de secunde. Sigur că este foarte clar că noi, cel puțin polițiștii și militarii, nu vom fi de acord cu niciun fel de înghețare a salariilor, pentru că noi încă nu suntem în grila de salarizare. Păi parlamentarii sunt în 2018, de exemplu, la nivelul de maxim al grilei, cu toate, cu toate elemente. Noi nu suntem nici acum în grila de salarizare. Mă uitam la sporul. Dom'le, păi ce spor un polițist are de noapte? Un leu pe oră. Ăsta este sporul pe care îl primim, peste că este plafonat la 2009. Noi, ca instituție, tot ce înseamnă Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, Sănătatea, păi suntem beneficiari de sporuri. De ce? Pentru că lucrăm sâmbătă, duminica și lucrăm de noapte. Dacă vrem, putem să închidem spitalul la ora 10, închidem postul de poliție la ora 10 și nu mai venim dacă e atâta discuție. Pentru că ei tot se prelevează că sunt probleme cu banii, că nu avem bani. Dar statul a făcut tot ceea ce este posibil să încaseze tot ce treia să încaseze de la toate persoanele fizice și juridice din România. De ce trebuie să fim noi să suferim noi, să fim noi ultimii întotdeauna și să avem probleme, da? Pentru că normalitatea, de-aia și apar aceste discuții în societate. Noi cu siguranță, dacă se întâmplă să ne înghețe salariile, pentru că deja avem o inflație de peste 5% pe anul acesta, inflația pe anul trecut este de 10% la 10,4%, acum 2 ani a fost 13,4% inflația și la 1 ianuarie, surpriză, ce am primit? 5%. Deci noi oricum suntem cumva pe minus, pentru că puterea de cumpărare ne-a scăzut în ultimul timp. 30 de secunde, că spuneați de CFR, care nu-și CFR marfă. Știți de ce a ajuns în situația aceasta? Pentru că aproape toate contractele întreprinderilor de stat le-a luat CFR privat, multe vagoane au fost vândute la CFR privat și știți cine a trebuit să fie anchetat? Foștii directori de la CFR, care acum sunt la firmele de CFR privat. Acolo și aici aș vrea să completez și eu. Toată lumea, că faceți voi agenda la emisiunea asta, completați, nu? Referitor la CFR lider de sindicat. Hai să vorbim de povestea e asta. E vorba de o politică greșită a guvernanților. Au vrut să privatizeze CFR marfă, să o distrugă, au dat un ajutor care... CFR... Nu, iau altfel. Întâi marfa a fost considerată cea mai benefică ramură, exact. Și să fie luată și privatizată ca să aducă exact. Bani la privați. Dole, între timp au luat-o, sincer, au acum nu e subiectul CFR marfa. Ați luat-o din voleu acum, că a spus din nou domnul Ionițeanu ce am spus eu ceva mai devreme în calitatea voastră de lider de sindicat care are ceferiști și de fostă ceferistă ca doamna Barcari. Dar nu. Aici vorbim de o întreagă ramură, de o întreagă parte a României, da? Că dacă îngheață pensii și salarii în contextul ăsta galopant de creștere de prețuri, de fapt aici putem vorbi despre tăieri, despre minus, cum spunea domnul Zoar. Reducerea puterii de cumpărare. Exact, și dacă vorbim despre minus, toate avertismentele care vin nu numai de la politicieni aflați în opoziție, ci de la economiști, toate avertismentele care vin și ne spun că 2025 va fi un an în care vom deconta rău de tot niște haiduceli făcute prin anul ăsta electoral. Domnul Breaz, sunteți cu noi, ajutați-ne să înțelegem că premisele sunt urâte de tot. Împrumuturile astea de miliarde. Da, așa se pare că sunt urâte premisele și, din păcate, ceea ce a făcut guvernul condus de Marcel Ciolacu, și special PSD, să arunce cu banii în acest an electoral, mai ales pe final, e destul de nasol și prevederile sunt sumbre. Dar o să facem un guvern de dreapta după 21 decembrie și știm ce avem de făcut. Trebuie să facem ceva cu economia astfel încât să ținem pasul cu inflația sau să controlăm sub o formă sau alta inflația. Stimulați producția internă, domnul Breaz. Să creștem salariile în raport cu inflația. Nu facem nimic. Dacă noi mergem și creștem inflația, creștem salariul și mergem tot așa, ne trezim, Doamne ferește, o să punem iarăși un zero la fiecare bancnotă și mai punem unul și ajungem iarăși. Noi punem problema unor împrumuturi. Uitați-vă că toți cei care sunt la putere acum au o obsesie să dărâme, până și gardul de la Parlament vor să-l dărâme. Altceva nu sunt în stare. Ei numai dărâmă, vând și împrumută. Asta au făcut toate guvernele de ne-au adus la sapă de lemn. N-au făcut nimic productiv.
n-au finanțat și n-au susținut nimic. Păi certați-l pe domnul Ciolacu, certați-l pe domnul Ciolacu. Dar nu numai el, ceilalți n-au fost mai copilași. Doamna Barcare, dacă ministru de finanțe, să știți că am acordat multe ajutoare de stat firmelor ca să salvăm locurile de muncă și în Brașov. Și când o să veniți în Brașov, o să vedeți multe întreprinderi sprijinite. Domnule Lomiteanu, călcăm în picioare agricultura României, care este extraordinar de benefică. Nu mai avem industria agricolă. Bun, agricultorii noștri nu sunt în stare să o refacă. Dar Ministerul Agriculturii ce face? De ce nu stimulează? De ce nu finanțează el să facă o industrie agricolă de stat? Foarte bine. Doamna Barcare, păi le-a anulat facilitățile fiscale și celor din agricultură și construcții și industria alimentară. Categorii. Și acum vine nu mai avem fabrici de zahăr, de ulei, de conserve. Spune, industria piscicolă a fost terminată pur și simplu. Dom'le, oamenii ăștia de când din 90 și până acum nu m-au distrus, au vândut și au împrumutat. Altceva doamna n-au făcut. Doamna Barcari, avem programe de guvernare în prezent pe piață de la toți candidații la funcția de președinte și de la toate partidele. Niciunul n-are cu producție. Ele vor rămâne în continuare pe hârtie, pentru că hârtia suportă orice. Avem experiența ultimilor 10-20 de ani în care au fost promise atâtea lucruri și s-au făcut prea puține. Nimic. Să știți, domnul Breaz, că dacă îngheață salariile și înghețați noastră ca și coaliție în prezent sau următorul guvern în care doriți să faceți parte, orice înghețare a salariilor va distruge mai mult economia decât acum. Similar perioada de 2010 și atunci. Deci și să știți că s-a dovedit și este dovedit lucrul ăsta în piață că și zona privată se ia după zona bugetară. Adică dacă se îngheață în zona bugetară, cu siguranță și zona privată va fi afectată și va fi o plafonare pe tot ce înseamnă consumul în România, bunul trai al cetățenilor și va fi doar un regres. Deși dumneavoastră spuneți ca și coaliție că în ultimii ani tot am crescut. Dar să știți că nu se vede lucrul ăsta. Dacă faci pași, la un moment dat vine o perioadă în care tai, n-ai rezolvat nimic. Dom'le, pentru ce distrugem calea ferată în continuare? De ce nu revenim la fosta structură care era benefică? O tot distrugem în prostie, așa. Ea a adus bani în țara asta până să intervină politicienii în ea. Noi și avem o lege a personalului feroviar. Cum adică să înghețăm salariile? Nu vreți voi să mergeți să faceți pe șină? Că avem și noi o șină la camera traveling acolo. Nu mai avem șine. Nu mai avem, că au luat-o și au dat-o la fiare. Știți ce e grav? Că unii candidați au venit cu programe de campanie electorală. Se laudă. Și când ne uităm ce fac la guvernare, vedem că e tot mai invers. Astăzi am stat de vorbă cu foarte mulți brașoveni. Au spus, domnul Ciolacu a luat o razna, pe cuvânt, adică îmi cer scuze că spun cuvântul ăsta, dar m-au rugat brașoveni. Cum poate să spună că se dublează salariul când brașovenii merg în piață și cumpără din ce în ce mai puțin? Se dublează, adică, în bază de ce? Că legea salarizării nu există. Ea e pe hârtie și se aplică din 15 în 15. E o bătaie de joc. Avem vânt legislativ. Deci am rugămintea ca în ceea ce vorbim aici la emisiune să încercăm să nu fim foarte prețioși, că vreau să înțeleagă și oamenii care nu sunt foarte interesați de toate legăturile astea economice. Ca principiu, asta este rugămintea mea și în al doilea rând nu încercați să deturnați discuția pe care o propun pe cercul dumneavoastră de confort, da? Am vorbit despre ceea ce v-a plăcut cu societățile de stat, ar mai fi și multe altele în discuție, dar nu asta este vorba. Este vorba despre faptul că acum, lucrul pe care nu-l vor politicienii este să discutăm exact despre ceea ce ne așteaptă anul viitor. Iar anul viitor va fi jale. Și atenție, pentru că sunt tot felul de fumigene care vin cumva în atenția noastră și care sunt menite să ne spună, mamă, ce bine și cât de mult se preocupă oamenii de noi. Și acum o să vedeți despre ce este vorba. Zilele trecute spuneam că se vrea o intervenție de plafonare a adaosului comercial în magazin. Da? O intervenție care vine de la Ministerul Agriculturii și este o intervenție care sună extraordinar de bine, în declarativ cumva, dar care le va da posibilitatea celor din magazine să ce? Să facă sau să-și facă profitul ori scumpind alte produse, ori subjugând producătorul român. Da? Acum, în discuția asta a apărut și Consiliul Concurenței. Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței,
zice că nu a văzut noul proiect la care lucrează ministerul, dar zice la un moment dat că orice intervenție a statului român pe piață trebuie să fie pentru o perioadă de limitată. E, și mai mult decât atât, ca să vedeți cât e de ciudată țara asta, ci că există un raport al Eurostat care spune că România are printre cele mai mici prețuri la alimente. N-am auzit în viață. În fine, hai să vedem ce zice Chirițoie. În momentul când va exista o variantă conturată, atunci o să ne spunem și noi punctul de vedere. În general, intervențiile în piață trebuie să fie limitate ca durată. Atât din punct de vedere legal, acea măsură a funcționat în sensul în care era intenționată, ca la o serie de produse de bază să vedem prețuri ceva mai mici decât ar fi fost în condiții lăsate liber. În același timp, am văzut și că la alte produse, da, undeva în compensație, la alte produse, deci nu la produse de bază, la alte produse au fost prețuri ceva mai mari. Da? Deci undeva a existat o compensare pentru acele reduceri. Da? Au fost măsuri luate într-o perioadă de inflație, da? De creștere mare de prețuri. Acum, în măsura în care situația în economia noastră se normalizează, când ne întoarcem la inflații de 5 și mai jos. Deci, acum avem inflație de 5%, care e mai mare decât în zona euro. Cu toate astea, datele Eurostat, dar le avem pe cele de anul trecut. Da? N-am, deci am 2023, n-am și 2024. Da? Totuși, dacă vezi o surpriză pozitivă, este că am rămas totuși cei mai ieftini din Uniunea Europeană. Suntem cei mai ieftini la ce, frate? L-a fi citit raportul invers, domnul Chirițoiu. L-a fi citit invers. Auzi, când mergem la piață și când punem în căruț, vedem cât de ieftini suntem. Păi, nene, stai puțin. E vorba de câștigul nostru este cel mai ieftin. Că avem cel mai jos câștig. Eu știu un lucru ce puneam anul trecut plătim la nivel european. Cu aceea sumă anul ăsta pun la jumate. Păi da, cu siguranță și tot e în creștere, asta plătim e problema. Plătim toate produsele la nivel european cu niște venituri care nu sunt nici măcar la salariul minim european, că nu facem față, noi nu putem să-l adoptăm. Mai mult, chiar au fost și la acest post de televiziune, au fost persoane din Anglia, din Germania, din alte țări, și ne-au prezentat cât poate să cumpere de o anumită sumă și cât poate să cumpere în România. Și cumpărau mai mult. Mai mult decât atât. Sunt multe produse venite din import de calitate inferioară față de produsele din care se vând în Germania, Franța și Marea Britanie. Exact. Da. Și sunt poate mai scumpe la noi. Gândiți-vă că tot ce înseamnă supermarketurile din România, băncile din România, firmele de apă, firmele de energie... fac un profit mult mai mare la noi în România decât în țările mamă, pentru că aici forța de muncă este mai ieftină, chiriile sunt mai ieftine, taxarea și tot ce mai ține de taxarea și impozitarea sunt mai ieftine decât acolo. Și de-aia vin în țară să-și facă sunt cam la fel. Dar energia electrică în Germania e de două ori mai ieftină ca în România. În afară țări din Europeană să vadă prețurile. Pentru că este clar, sunt multe țări ale Uniunii Europene unde prețurile sunt mult mai mici decât în România și veniturile mult mai mari. Dar probabil n-a fost niciodată undeva. Permite să raportez? Laurențiu a găsit. Laurențiu a găsit, da? Mergem la carnea de porc. Aia care e peste tot. Cu peste sau fără peste? Fără porcul, România în care va să zică nu este, da? Da. Permite să raportez. Că continuu l-am terminat. 2024. Prețul din România al cărnii de porc este mai mare cu 7% decât media europeană. Serios? Păi mai mare, atenție, mai mare. Prețul din România e mai mare cu 7%. Pe această cale. Cele mai mici prețuri. Păi nu știu. Păi sunt cele mai mici de la porc. Da, la ce putere de cumpărare a unii. Asta e așa. Probabil nu e pe listă porcul la noi în casă. De-aia nu l-a pus domnul Chirițoiu. Dar să mai introduc. O să vă placă, domnule Anomițeanu. Sigur vă place. Că vin acum cu o informație și vă place rău de tot. Știți de ce mie îmi confirmă cumva ceea ce vine din piață așa în media, că anul 2025 va fi unul extrem de dur pentru toți românii? Că hop! A apărut și delegația, va apărea, de fapt, delegația Fondului Monetar Internațional aici la Românica. Ce Dar fiți atenți!
Pentru că de ce vine delegația asta? Că delegația ne-a dat înainte de a veni, știți cum era, când venea Greuceanu, dădea cu buzduganul de peste mărci, de peste țări, în poarta palatului. Ține la Zmeu acolo, dădea cu buzduganul. Și au dat ăștia de la Fondul Monetar Internațional cu buzduganul la România. Adică Fondul Monetar Internațional a revizuit în scădere creșterea economică la doar 1-9. Față de 2,8 cât estimase inițial. Cu alte cuvinte, ce ai făcut, Bobiță? Păi am greșit noi calculele. Păi cum, n-a crescut cu 2,8% că economia României? Nu, doar cu 1,9%. Opa! Și atunci vine delegația aici la Românica, că și ăștia stau acolo cu minți. Ce o să fie la anul? Păi aveți deficit, aveți aia, depășiți acolo. Aha, nu vreți voi ceva de la noi, niște bănuți de la noi, așa? Că vă dăm noi niște condiții draconice. Colega mea, Alexandra Nistorescu, are detalii. Bun găsit! Bun găsit! Săptămâna viitoare va ajunge în țara noastră delegația Fondului Monetar Internațional. 4 zile vor rămâne cei de la FMI în țara noastră și ne așteptăm la discuții extrem de importante cu oficiali cheie de la noi din țară. Cel mai probabil vor merge din nou la Ministerul de Finanțe, la Ministerul Muncii și ne așteptăm la un nou raport după această vizită. Însă, ultima prognoză efectuată de Fondul Monetar Internațional pentru țara noastră arată că vom avea o creștere economică mult mai mică față de prognoza inițială, de doar 1,9% față de 2,8% cât prognozase inițial Fondul Monetar Internațional. Mai mult decât atât, specialiștii de acolo spun că deficitul bugetar din țara noastră va continua să crească, iar la ultima vizită efectuată în țara noastră la începutul acestui an, FMI a venit și cu un raport prin care a recomandat României o serie de măsuri, printre care eliminarea facilităților fiscale și de asemenea vorbeau cei de la FMI de introducerea unei impozitări progresive la noi în țară, un lucru care până acum nu este luat în calcul de guvernanți, cel puțin la nivel declarativ. Alexandra Nistorescu, mulțumesc. Doamne, am și eu o întrebare. La cine vrea să-mi răspundă? Eu. Dar cine i-a chemat pe ăștia? Tu? Haideți să vă spun. Domnul Votin, noi nu avem un acord cu Fondul Monetar, dar Fondul Monetar face revizuiri anuale. Au vin exact când se discută planul de măsuri fiscale la Comisia Europeană. Și Comisia Europeană i-a trimis înainte să dispute acest plan cu Guvernul României. Și ceea ce evaluarea Fondului Monetar va fi luată în considerare de Comisia Europeană, nu ce spune Guvernul. Deci Comisia Europeană nu vine să ne deranjeze, să spună, domnule, să bagă în bucătăria noastră, trimite Fondul Monetar care au specialiști. Și ce va spune Fondul Monetar? Asta o să ne impună Comisia Europeană. Reduceri de cheltuieli, înghețări de salarii, introducerea impozitului progresiv, anularea tuturor facilităților fiscale pentru IMM-ul și pentru ce au mai rămas în industria alimentară și agricultură. Pentru că, de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că până acum toate angajamentele luate de guvernul Ciucă și Ciolacu n-au fost respectate. Adică nu mai au încredere în noi. De asta, după 1 ianuarie, trebuie un guvern responsabil și ar fi bine să fie un guvern de dreapta, cu oameni responsabili care să recâștige încrederea în instituțiile internaționale. Domnul Ialomințeanu, ce spuneți dumneavoastră? Aici seamănă cu ce am pățit în perioada dinainte să fiți dumneavoastră ministru. Nu. Cu înghețări, cu tăia, aproape, fără totul, vreți fără să vă tăieri. Spun? Totul vreți fără să tăieri. Vă spun? Numai puțin. Ce s-a întâmplat în 2008 cu Dezmățul, guvernării Tăriceanu, acum e dublu. Pentru că atunci a fost de mici. Spuneți-mi o chestie mai interesantă. Eu sunt curios. Că situația asta chiar e mai proastă, domnul președinte. Domnul ajutați-mă, dintre toți cei prezenți în această emisiune, sper să nu greșesc, sunteți singurul care a fost ministru și mai ales de finanțe. Dacă vine bau ăsta de la Fondul Monetar Internațional, vin cu niște economiști de ăștia, cu niște băieți, da? Specialiști. Așa. Și vine ăla și zice, chiar dacă nu avem acord cu ei, și zice, băi, trebuie să faceți aia și aia. Executăm, că altfel e bau? Executăm, că trebuie să ne aprobe Comisia Europeană programul fiscal. Iar ce spunea domnul președinte de sindicat? Domnul președinte, nu luați numai ceea ce s-a întâmplat în 2009-2010. Luați în considerare moștenirea lăsată de guvernul Tăriceanu. Nu, România nu mai se putea împrumuta nici de la băncile din România. Așa de jos a ajunsese cu gradul de încredere pe piețele financiare. Las că ne-am revenit. Domnul Breaz, vine babau de la Fondul Monetar Internațional. Știți, aproape nimeni nu vorbește de chestia asta. Așa e. Păi nu trebuie. Suntem să în campanie, domnule, avem treabă.
Nu trebuie să vorbim despre un bau-bau. Eu spun că înainte să vină Comisia Europeană să impună niște criterii, ar trebui, pentru că suntem partea Uniunii Europene, să participăm la discuțiile de la Bruxelles și să negociem și noi pentru noi ca și țară. Eu mi-aduc aminte în perioada în care România a condus președinția Consiliului European, era ministru la Ministerul Culturii și știu cum se puneau problemele. Adică puteai să discuți, să negociezi, să discuți cu comisarii europeni, să discuți foarte multe lucruri pe care să le aduci în favoarea țării tale. Dar dacă unii merg la Bruxelles și merg degeaba, nu cunosc o limbă străină, nu pot să discute, că spun discuții private. Păi în discuțiile private, dacă nu cunoști o limbă străină, cum poți să negociezi, cum poți să discuți în favoarea țării tale? Vreau să vă spun, la un moment dat, în momentul în care noi am avut președinția Consiliului Europene, am fost primul ministru după 4 ani de zile care am avut o primă discuție cu Comisarul European pe cultură. Mi-a spus-o chiar Comisarul European, adică s-au dus degeaba acolo. Trebuie să mergem și să avem un guvern competent, un guvern de oameni competenți, un guvern de dreapta, sper eu, care să poată să meargă la Bruxelles, iar atunci când se discută și se negociază indicatorii în Comisia Europeană, să ne gândim dacă acei indicatori vor fi suportabili și pentru țara noastră. Nu suntem doar singura țară în aceeași situație, mai e și Bulgaria, care iarăși este o țară undeva la nivelul nostru. Dacă noi nu mergem și nu ne impunem cu nimic acolo și nu ne spunem punctul de vedere, evident, cum spunea domnul Brea, eu cred că Bulgaria a făcut o mișcare mult mai șmecheră decât noi. Ați dat Bulgaria. Bulgaria îndeplinește condițiile să intre în euro, noi ne-am îndepărtat tot mai mult de zona euro în ultimul timp. Dar de ce îndeplinește? Domnul Ionomițeanu, spuneți-le oamenilor, de ce îndeplinește Bulgaria? Că au cotat moneda, cum au făcut ei? Au făcut o șmecherie. Păi în 98, când ne-a trecut glonțul pe lângă ureche să intrăm în faliment, Bulgaria chiar a fost în faliment și atunci au negociat cu Germania un plan de măsuri de prudență. Adică nu s-au aruncat cu deficite foarte mari să cheltuiască banii aiurea să se împrumute. A fost mult mai, adică gestiunea financiară a fost mult mai responsabilă. Chiar în perioada aceasta când nu are un guvern stabil, adică tot în alegeri. Aș vrea să vă spun și eu ceva. Să știți că femeiul, în momentul când vine în țară, se consultă și cu patronatele, și cu sindicatele, și cu factorii decidenți din România. Vreau să știți că de fiecare dată când a venit femeiul, și eu am fost prezent din partea sindicatelor și alții și le-am explicat care este realitatea și s-au schimbat multe lucruri. Așa că o fi el un bau-bau, dar o să fim și noi acolo să le prezentăm care e situația reală. Nu, noi trebuie să dovedim responsabilitate și seriozitate în ceea ce vrem să facem. Sigur că nu-mi doresc perioada 2010 să se ajungă să se reducă salariile și chiar salariile sau chiar, nici înghețarea salariilor și a pensiilor, dar putem umbla la cheltuieli, la cheltuieli cu bunuri și servicii. Aici putem, pentru că ele au crescut cu peste 22% și aici mulți bani au fost sifonați în zonele politice. Tot de bani vorbim. Ceea ce s-a fi vrut un mare, o mare tramburină electorală, legea pensiilor, a ajuns oameni buni să ne mulțumească în continuare oamenii. Avem date noi, aproximativ 200.000 de pensionari nici acum nu au primit deciziile de recalculare, dacă e posibil. Suntem pe final de octombrie. Ați primit decizia, doamnă? În sfârșit, da. Oh, yes. Măcar doar abarcare nu mai face parte de la 200.000. Ideea este că dacă n-ai decizie, nu-ți vine nici pensia majorată. Nevenindu-ți pensia majorată, neintrând în posesia banilor, ești mai sărac ca toți săracii. Radu Rotaru, colegul meu, are amănunte. Radu, bun găsit! Bun găsit, noua legea pensiilor care a intrat în vigoare în luna septembrie a provocat haos în rândul pensionarilor. Iată că după aproape 2 luni, mulți dintre ei nu și-au primit încă deciziile de recalculare și implicit nici pensiile majorate. Situația pare să rămână la fel și în luna noiembrie, astfel că unii dintre pensionari nu vor primi pensiile majorate așa cum se așteptau. Se estimează că aproximativ 200.000 de pensionari din România se află în această situație. Vă spuneam, mulți dintre ei nu și-au primit încă deciziile de recalculare, iar pentru alții, erorile de la casele de pensii pare să fie motivul pentru care vor primi mai puțini bani și în luna noiembrie. Radu, mulțumesc. Doamna Barcari. Domnule, eu vă rog, cunosc singura problemă. Și public. Cum în momentul când dau un material, vă rog să fiți atentă. Dacă sunteți în cadru și vă vede lumea că dați așa din mâini, ca și cum n-ați fi de acord. Uite, acum aveți ocazia să spuneți. Bun, nu sunt de acord. Acești oameni care conduc ministerul mint fără rușine și nu pățesc nimic.
Ni s-a spus, doamna ministră a spus că a tipărit 15 milioane de decizii, că ne și întrebam, de ce 15 milioane? Din alea 15 milioane au fost tipărite greșit, au fost retrase o parte, unele n-au sosit. Dom'le, zăpăceala asta îi reprezintă și noi îi plătim să ne zăpăcească în continuare? Oamenii ăștia sunt funcționari de stat, înalți funcționari de stat. Oamenii ăștia trebuie să fie serioși, trebuie să fie riguroși, trebuie să avem încredere în ei. Păi ce încredere poți să ai? În cine? În oamenii ăștia care acum îți spun că au tipărit 15 milioane, după aia au tipărit greșit, le-au retras o parte, n-au venit la altă parte, o să-și, ne-a anunțat că ei, dacă au făcut erori de calcul și au dat bani prea mulți, o să ia înapoi. Și mai e o problemă cu pensiile recalculate, păi, care sunt mai mici decât pensiile în plată. Asta e altceva. Cei care încă n-au primit decizia, pentru cei care au lucrat în condiții de muncă inumane. Cei care încă n-au primit decizia nici nu știu ce pensie iau ei. Nu știu dacă o iau pe cea veche, pe cea nouă sau alta greșită. E o zăpăceală și o bramburală ce n-am văzut. Te duci și vin să ne povestească nouă, foarte serios și cu insistență, 4% sunt nemulțumiți. Dom'le, 4% au ieșit în stradă, 4% se bulucesc la casele de pensii, 4% au sufocat tribunalele. Dar chiar nu le e așa rușine? Suntem chiar tratați de proști, proști, proști? Dom'le, la cum s-a lansat ideea asta cu recalcularea pensiilor, toată lumea avea impresia la un moment dat că vor fi măriri de 50%, da. Se vor dubla. Da. Comunicatele casei de pensii spun că s-a mărit abia cu 21% pensia medie în România și a ajuns aproape de 2800 de lei. 2800 de lei care este în continuare sub un nivel minim de trai în România. Mai sub ales dacă ești singur și ești într-o familie monoparentală la pensie, da? Cu siguranță nu-ți pot ajunge acești bani și sunt mulți români care au cea mai mare prag de pensie este undeva între 2000 de lei și 2800 de lei. Quantum mic. Și tot pe pensii, ei au reglementat că se indexează din ianuarie, deci în septembrie avem intrarea în vigoare, cu indexarea din ianuarie, cu inflația, dar și cu jumătate din creșterea economică. Și acum deja se apară discuții că se îngheață pensiile din ianuarie? Total incorrect pentru acești pensionari care au clădit țara asta până la urmă și au muncit 30-40 de ani. Și au plătit datoriile. Și au voie data taxe și impozite în România și acum să aibă surpriza că s-a făcut recalcularea și dintr-o dată în ianuarie nu mai sunt bani. Dom'le, au fost cazuri tragice, dacă oameni care au făcut șoc când au primit. Dacă se întâmplă să fie înghețate pensiile, cu siguranță din ianuarie dispare tot ce a însemnat această recalculare. Se taie cu nix, nici n-a existat dacă nu se indexează pensiile pentru că oamenii își pierd puterea de cumpărare. E pierdută deja. Și așa e mică puterea de cumpărare. Și așa e mică. Sunt oameni disperați care nu se mai pot întreține. Gândiți-vă că dacă locuiești într-un apartament la bloc, acum vine iarna, lucrurile toate se scumpesc. Ce fac oamenii ăștia? Ce să facă? Ce au făcut și... Am mai întâlnit încă o chestie hilară. Cupon de pensie, adică pensia cu decizia și pe decizie crescută pensia și au primit aceiași bani. Da. Chiar de două luni de zile. Pensie crescută pe decizie și au primit tot banii din vechea pensie. Și când au întrebat cum se poate corecta, o să vedem, încercăm să găsim soluții. Sunt foarte multe anumări. A rezolvat-o domnul Botin, ce n-a rezolvat casa de pensii din Constanța din aprilie. Om care din aprilie nu primește pensie, aleargă pe la minister pe peste tot și îi se reproșează că de ce s-a dus la minister. Adică tu mie nu-mi plătești pensia, vin, te trag de mâine, doamnă, că nu faci nimic. Timp, și te, nu ai un și ministru care să cunoască sistemul. Nu, da, un ministru care să aibă grav este minime. Că funcționarii nu de stat de experiență să minte senin. Domnul Breaz, credeți-mă aici... că nu este așa. Dumneavoastră, ministru, sunteți acolo în cabinet, aveți habar cu ce se ocupă, dar aveți încredere în aia care vă spun, domnul ministru, stați liniștit, așa, nu săriți ca mâța la tablou, Botin, că totul e în regulă, aici... ne ocupăm noi, domnul, ne rezolvăm noi, domnul, adică domnul, suntem bine. Domnule, lăsați-mă că vreau să introduc ceva și nu pot de rău vostru. Deci nu am același mers niciodată pe încredere. Același Bogdan... Același Bogdan Chirițoiu de la Consiliul Concurenței a fost întrebat, domnule, dar cum e cu ancheta aia pe care o faci tu, mă rog, instituția pe care o conduceți, domnule Chirițoiu, vis-a-vis de firmele alea de arhivare,
a documentelor pentru pensionari. Știi, alea la care se duc pensionarii săraci în speranța că o să le mai crească pensia cu câteva zeci de lei, se duc să dea mii de lei, că așa le cer șmecheria aia. Fiți atenți ce a spus domnul Chirițeu, că suntem în plină investigație, dar o terminăm noi pe la anul, exact când se termină și perioada de depunere a documentelor. Priviți! Investigația a început în vara aceasta, deci, mă, normal, trebuie să fie gata anul viitor. Ea e pornită de unde? Contextul recalculării pensiilor, faptul că unele tarife erau foarte mari, da? Deci unor oameni se cereau tarife foarte mari pentru accesul la arhive, care dovedeau vechimea lor în muncă și salariile pe care le-au avut. Da? Ea va mai dura, că astea sunt procedurile legale. În același timp am făcut unele recomandări ca să ne așteptăm finalizarea investigației, pentru că recalcularea s-a produs acum, lunile acestea. Da? Deci acolo cadrul legal a fost îmbunătățit, am făcut și noi o serie de recomandări. Cred că lucrurile s-au îmbunătățit. Mai înainte v-am rugat. Da. Păi, când mai dăm materiale, vă rog eu să nu mai băgați în cadru pe doamna Barcari. Da, ca să știm foarte clar. Ce am mai putea pe domnul împotriva mea. Nu, doamne, dar chiar dă urât așa. Adică eu difuzez că dumneavoastră faceți așa. În ecran și nici nu s-aude ce spuneți. Știți că la filmele alea cu... Serios. Domnul Botie. Vă rog. Am coordonat vreo 7 ani Direcția de Inspecție Fiscală la Brașov. Păi cum să-ți trebuie, să ai nevoie de un an să faci o investigație, să faci o verificare? Putea să se facă tot într-o lună. Și ne spune că la anul, pe cuvânt, atunci, instituția asta nu știu. Sigur că e o instituție care are corespondent la nivelul Uniunii Europene. Dar ce mare scofală! Uitați-vă la atitudinea lui! Câtă siguranță că poate să spună orice, că că trântește orice argumentație stupidă și absurdă. Vii tu să-mi spui că un lucru care este la vedere, tu-l cercetezi un an de zile? Ce, Doamne, păi atunci se termină cu recalcularea. Ce vrei să recercetezi? Consiliul a avut investigații care au durat și 2 ani de zile sau mai mult de 2 ani de zile. Au contestat firmele și, culmea, domne, după 2 ani de zile de cercetări, au sancționat și au câștigat în instanță. Păi da. Situații concrete la Consiliul Concurenței, care a trebuit să ne apere pe noi cetățenii de tot ceea ce înseamnă prețurile astea, că în România crescute, umflate sau toate neregulile care sunt pe piață. Funcționar de stat care își permit, da, orice aiurel de genul ăsta, în momentul ăsta, în să care vândă gogoși, să facă prostii. Când ai instituții slabe ale statului, firmele private vor face ce vrea fiecare firmă privată. Asta face. Și asta când fac. Ai instituții slabe, dacă ai instituții puternice care să vină cu sancțiuni clare, să fie la obiect, să fie încadrate pe lege, atunci cu siguranță statul va funcționa. Dar pentru ce trebuie un an să faci investigație? Fiindcă este clar că sunt niște prețuri enorme. Problemele sunt clare. Trebuia în câteva zile să vină cu hotărâre. Atitudinea a fost că de-aia m-am revoltat. Consiliul acum trebuie să verifice și are în verificare tot ce înseamnă afișele astea sau prețurile astea de la supermarketuri. Dar această obligativitate prevăzută de legislația din România, pentru că încă nu și le pun, da? A demarat investigația și la anul termină. Și până atunci ar putea să vină un ordin din nou de la Ministerul de Finanțe să scoată această prevedere legală când se termine investigația. Despre asta vorbim. Păi nu? Deci ne jucăm pe bani. Domnul Braz, deci cum vine chestia asta? Că vreau să înțeleg, da? O investigație care ar putea să, nu știu, să descopere ceva, care mai apoi să ducă nu știu ce, care vine cumva tardiv, pentru că pensionarii au timp 6 luni la dispoziție, odată cu intrarea în vigoare a legii 360 de la 1 septembrie, să depună documente. Sunt cele mai bune mijloace de manipulare. Adică să distragem atenția de la ceea ce este real, încercăm să spunem că îi ajutăm, că facem investigații și una peste alta pensionarii suferă pentru că ei dau banii și pormă degeaba să mai rezultate să ajunge la aceste erori. Atunci trebuie să gândim aceste aspecte. Dar dacă nu are cine să ia acea măsură, dacă merg pompieriștii, nu se lucrează după niște analize foarte clare, să faci niște simulări inițial de, ce înaintea de a da o lege, de a face o recalculare. Evident că riscul este foarte mare să ducem în teritoriu. Bun, ok, imediat începem, discutăm tot din raport. În ce iertare, cântă muzica, vine publicitatea. Tot din punct de vedere economic, așa, industria ospitalității atrage și atenția, doamnelor și domnilor, că vor fi probleme dacă se umblă la taxe, mai ales la TVA. Și comentăm imediat.
Semnale de alarmă către guvern sunt trase și de toți cei care fac parte din asociațiile economice, cei din industria ospitalității, trag și ei un semnal de alarmă, poate îi aude cineva. Industria ospitalității în momentul de față oricum are o marjă de profit foarte mică, adică ei ajung undeva la maximum 6% și atunci orice creștere în domeniul ăsta poate să însemne o prăbușire a pieței în momentul de față. E cumva punctul zero în ospitalitate. Alegem fie să susținem jucătorii români din piață, mici și mijlocii și businessurile românești, fie vom alege să susținem lanțurile internaționale. Ne așteptăm să se pună lacătul pe afaceri în cazul în care va crește TVA? Sincer, da, ne așteptăm să pună, pentru că sunt multe business-uri care abia supraviețuiesc în momentul de față. Creșterile înseamnă fie o scădere a calității, fie prețuri mai mari pentru clienți. A crescut salariul minim pe economie și noi știm că în industria ospitalității salariul depindea de tipsuri, care se și impozitează mai nou. Au crescut taxele pe salarii cu angajații. Sunt oameni care dau semnal că nu pot să-și permită o nouă majorare? Sunt oameni, dar ei încearcă constant să găsească soluții la fiecare problemă. Bun, Delia Vrânceanu imediat, doamnelor, domnilor, Daytime News. Bun găsit, Delia. Laurențiu, bună ziua. Mai mulți români sunt azi dispăruți în Spania după furtunile devastatoare care au dus la inundații apocaliptice. Mii de salvatori intervin și la această oră și caută victimele cu drone, care este situația acolo, vedeți în câteva minute. Bubuie campania electorală a lui Mircea Geană. Premierul Marcel Ciolacu a cerut instituțiilor statului să se sesizeze după acuzațiile grave lansate de șefa reziștilor. Fostul șef adjunct al NATO este suspectat că s-ar fi întâlnit cu Tal Hanan, șeful unei rețele de manipulări care ar fi manevrat campanii electorale în peste 30 de state. Pe ce model funcționa, aflați imediat. După alegeri vine un an negru pentru salariile românilor, se pregătesc măsuri drastice după dezbățul bugetar din anul electoral. Pensiile și salariile ar putea fi înghețate chiar de anul viitor, sporurile ar putea fi tăiate, iar pe viitor majorările salariale ar putea fi acordate în funcție de deficit. Ce avertizează specialiștii și cum arată planul fiscal ajuns pe masa Comisiei Europene, aflați de la Fix. Vă aștept așadar la ora 17 cu acesta, dar și cu alte informații la Daytime News. Laurențiu, mulțumesc! Și eu mulțumesc, Delia, doamnelor, domnilor, ne vedem mâine la 3 fără 3.